Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. V-am anunțat încă de ieri că astăzi avem un subiect interesant. Am mai discutat despre acest aspect, dar nu direct de la sursă am aflat informația. Aflăm astăzi tot ce trebuie să știm în momentul în care decidem că vrem să achiziționăm o locuință. În speță o casă. Invitatul meu este domnul Radu Băcăoanu, dezvoltator imobiliar și fondatorul proiectului Cubic Village. Imagini cu proiectul inițiat de dumnealui veți vedea și pe ecranul din spatele nostru. De asemenea, au și o pagină de Facebook foarte bine pusă la punct și foarte explicită. Puteți accesa pagina de Facebook și să vedeți cât mai multe imagini cu acest proiect. Aștept și întrebările dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook de această dată. Orice curiozitate aveți, vă rog să o adresați, pentru că îi voi citi la rândul meu întrebarea invitatului. Bună ziua și bine ați venit la noi pentru prima dată. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. Dezvoltator imobiliar. Și discutam înainte de a intra în direct că de fapt nu aceasta este meseria de bază, să spun așa, ci medic. Da. Și aș vrea să vă cunoaștem mai bine, tocmai pentru că sunteți pentru prima dată în studioul nostru. Până să ajungem să discutăm propriu-zis despre piața imobiliară, povestiți-ne puțin parcursul dumneavoastră. Păi ce să vă spun, eram student și în sesiune aveam de învățat la medicină pentru un examen în jur de 2-3 mii de pagini pe care trebuia să le parcurgem cam într-o săptămână pentru un examen. De asemenea, cam știam și ce subiecte se dau la examenul respectiv și nefiindu-ne ușor să parcurgem materia, tot timpul aveam câte un subiect pe care am fi vrut să nu ne cadă, sau o întrebare care să nu ne cadă de prima dată la examen. Ei, aseară am stat și m-am gândit și am zis ce întrebare aș vrea să nu o primesc, sau să o primesc mai târziu. Și asta este, exact asta este întrebarea de care aș fi preferat să nu o primesc, sau să o primesc mai târziu, pentru că implică niște emoții, parcursul în câteva secunde sau în două minute să-mi povestesc viața pe scurt, generează o emoție și un puțin neconfortabil mă simt. Dar, într-adevăr, este un parcurs neobișnuit, de la medic la dezvoltator imobiliar. Părinții mei, tatăl meu fizician și mama mea profesor, nu aveau nicio legătură cu profesia cu medicina. M-au sfătuit încă din liceu, mi-au spus că e bine să mă îndrept spre medicină. Erau niște timpuri destul de grele și medicina era cam singurul domeniu în care partidul și activistul de partid își declina competența. Practic, el recunoștea că nu are ce indicații prețioase să dea și cunoștințele lui se opreau la poarta spitalului. Și pentru a practica o meserie liber de influența politicului și activiștilor de partid, am ales medicina, pentru că până la urmă medicul era responsabil integral de actul medical și nu primea ingerințe din exterior, cum era în alte domenii. Profesorii erau învățați cum să predea de partid, inginerii erau învățați cum să producă de către partid. Deci era o presiune care venea din partea unor oameni total neaveniți. Și așa am decis împreună cu prietena mea, viitoarea soție, să venim să studiem medicină la Iași. Și ne-am înscris am luat examenul la Facultatea de Medicină și în 1980 și ceva am devenit student la Iași. Dumneavoastră fiind din Bacău. Noi fiind din Bacău, da. Uh-huh. Au urmat ani frumoși petrecuți, ani de studenție, sunt alături de ani de liceu cei mai frumoși ani ai vieții și ai mei în principal. Ani în care mi-am desăvârșit cultura, literatura, am citit foarte mult, am învățat, am cunoscut oameni din ea și am legat prietenii. Iar la Revoluție am înființat o mică firmă de comerț cu tatăl meu. După Revoluție, firma de care se ocupa tatăl meu, iar eu îmi vedeam de medicină. Un eveniment tragic în familie, moartea tatălui meu într-un accident de mașină m-a făcut să preiau conducerea firmei. Eu, deja fiind medic într-un de medicină generală, într-un cabinet, într-o comună pe lângă Bacău. Pe umerii mei apăsa o responsabilitate mare, soția mea studentă
cu primul meu copil născut, fratele meu student, mama pensionară și devastată de eveniment, a trebuit să preiau conducerea firmei și în paralel am practicat și medicina și mă ocupam și de firmă. Problema e că salariul de medic de la acea vreme era 40 de dolari. Din 40 de dolari nu puteai să faci mare lucru cu ei. Treptat, treptat m-am îndepărtat de medicină și a venit momentul să iau o decizie, merg în privat, în antreprenoriat, firma crescuse, aveam 50 de angajați, devenisem una dintre firmele importante de distribuție din Bacău și a trebuit să fac, să iau o decizie și din păcate decizia a fost să renunț la medicină. Mai am și astăzi coșmaruri, mă visez, mă trezesc că sunt ascultat că trebuie să mă înscriu la facultate din nou ceva. Deci regretul în subconștientul meu, regretul că am abandonat medicina, există. De la comerț la imobiliare, cum ați ajuns? De la comerț la imobiliare am trecut prin producție și export. După câțiva ani de distribuție în județul Bacău, am sesizat oportunitatea exporturilor și a producției. Era o perioadă în care exporturile textile produceau venituri sigure și constante și am decis să deschid o fabrică de tricotaje la Iași. M-am întors la Iași după numai 2 ani petrecuți în Bacău și am deschis o fabrică de tricotaje foarte, foarte bine pusă la punct, cu echipamente aduse din Japonia, 250 de angajați și am început exporturi de produse tricotate pe piața Franței, a Germaniei și a Angliei. Timp de 8 ani de zile, lucrurile au mers foarte bine până au început să crească foarte mult costurile cu producția. Și a fost un moment când utilitățile și salariile au crescut, iar valuta din nu știm ce considerente stătea pe loc. Deci marja rămânea din ce în ce mai mică, diferențul dintre prețul de vânzare în euro sau în dolari și prețul de producție a scăzut foarte mult. Și atunci, în 2005, acum 15 ani, am hotărât să intrăm pe piața imobiliară. La început a fost un pas timid, am făcut primul nostru bloc, a fost tot în Bacău, pentru că dețineam deja un teren acolo. Și așa am pornit, am văzut că a fost bine, cu banii obținuți am continuat investițiile în Suceava și Iași. Și așa am intrat, eu eram ieșean, practic eu de la 19 ani trăiesc în Iași, deși eram ieșean, prima investiție am făcut-o la Bacău, că acolo aveam terenul. Da, da, da. După aia am continuat în Suceava și imediat am început și în Iași. Cum am găsit oportunitatea, am început și în Iași. Și de atunci, din 2005, am livrat în jur de 500 de locuințe, 350 de apartamente și în jur de 150 de case. Cum a prins contur acest proiect cu Big Village? Construiam locuințe, construiam apartamente. Piața de case, acum câțiva ani, era mică, era restrânsă și nu erau concepte atât de mari. Nimeni nu s-a gândit să construiască 100 de case odată. Eu obișnuit de la apartamente să livrez multe, multe deodată, am încercat să fac același lucru pe segmentul de case și până la urmă ideea a fost bună și bine condusă, ideea ne-a dus succes. Și astăzi aveți cubic 1, 2, 3 și 4 pe planșetă. Foarte, foarte interesant. Cred că poate observa oricine, imaginile se văd destul de clar și pe ecranul din spatele nostru. V-am spus că există și pagina de Facebook, chiar așa se numește Cubic Village, puteți accesa. Sunt diferite casele pe care le realizați față de cele cu care suntem noi obișnuiți, cele clasice. Într-adevăr, sunt diferite. În primul rând, noi tot timpul vrem să ne diferențiem de piață, vrem să venim cu ceva nou, dar nu tot timpul ăsta este motorul. Deci nu sunt diferite de dragul de a fi diferite. Am stat și am făcut studii, am mers, am călătorit foarte mult și suntem în permanență în pas cu noile tendințe în arhitectură și cu noile tendințe în ceea ce privește materialele care apar, progresul tehnologic.
Inclusiv casele cubic sunt diferite, cubic 1 diferă de cubic 2, diferă de cubic 3 și în permanență încercăm să ne upgradăm, să venim cu ceva nou și de aici nici proiectul cubic 3 nu mai seamă cu proiectul cubic 1. În permanență dorim să îmbunătățim, primim feedback de la clienți și cam despre asta e vorba. Mai nou în societate și în special au discuțiile acestea și în municipiul Iași, cei mai blamați sunt primarul și dezvoltatorii imobiliari. Care este condiția dezvoltatorului imobiliar astăzi? Blamați de către cetățeni. Aveam în studenții, citeam foarte multă filozofie, inclusiv filozofi români, un Constantin Noica a scos o carte, Sentimentul românesc al ființei. Prietenul lui de o viață, Emil Cioran, îl ironiza și spunea ce o fi ăsta sentimentul românesc al ființei, că ca și cum ar exista și un sentiment paragoian al ființei și un sentiment uruguaian al ființei și un sentiment polonez al ființei. La fel și întrebarea dumneavoastră, mutatis mutandis, care este condiția dezvoltatorului imobiliar? Este condiția oricărui om, fiecare dezvoltator imobiliar are o condiție intrinsecă, cum este el construit pe interior și cum relaționează el cu exteriorul și cred că nu există o condiție generală a dezvoltatorului imobiliar. Sunt niște oameni care fac dezvoltări imobiliare, care au ales să-și exercite antreprenoriatul în direcția asta și fiecare, mai mult sau mai puțin, resimte presiuni, satisfacții în funcție de structura lui internă, în funcție de cum se relaționează. Pot să spun, de exemplu, despre condiția mea ca dezvoltator. Este o condiție bună, mă simt bine cu ea, există o presiune din partea societății sau anumite părți a societății asupra mea, dar până la urmă de asta m-am făcut antreprenor și fără presiune și fără... Asta nu se... Ar fi... Nu știu cum să zic. Ar fi frumos ca nimeni să nu te deranjeze, să poți să construiești ce vrei tu, unde vrei tu, dar societatea, fiind democrație, își spune, oamenii își spun punctul de vedere. Uneori te atacă, uneori te laudă. Uneori mi se pare destul de nedrept. Până la urmă, noi dezvoltatorii suntem din Iași, suntem cei care livrăm între 3.000 și 4.000 de apartamente pe an. La un preț mediu de 60.000 de euro pe apartament, rezultă o contribuție la PIB-ul Iașului de 240 de milioane de euro anual. Nimeni nu iese în față și să spună, uite, oamenii ăștia au o contribuție la PIB de 240 de milioane de euro. 90% din banii ăștia se întorc în salarii, se întorc în taxe, se întorc în alte locuri de muncă. Oamenii cu 240 de milioane de euro, câți oameni muncesc, câte locuri de muncă se creează în Iași. Mi se pare că suntem ușor, critica e bună, dar suntem ușor nedreptățiți când se vorbește de noi și ce facem noi pentru Iași. Sau pentru comunitatea, acum construiesc în Valea Lupului. Deci, sunt probleme, e adevărat, dar ar trebui dezbătute fără patimă și fără adversitatea asta față de aversiunea asta față de dezvoltatorul imobiliar. Sunt afaceri mult mai profitabile în domeniul medical, de unde vin eu. Nimeni nu chestionează și nimeni nu pune la zid un distribuitor de măști care în perioada asta probabil că a câștigat fabulos. Nu cred că este vorba despre câștiguri, ci mai degrabă criticile se îndreaptă către faptul că se construiește haotic la nivelul municipiului, a județului. Cum vedeți dezvoltarea investițiilor în domeniul imobiliar în Iași? Ar trebui definit foarte clar ce înseamnă haotic. Ar trebui foarte clar definit. Blocuri între case, blocuri ridicate pe orice spațiu verde liber rămas. Deci există niște proprietari care au niște terenuri. Proprietarul care are un teren încearcă să-și maximizeze profitul pe acel teren. Și atunci proprietarul se duce și scoate un certificat de urbanism de la primărie în care îi spune că pe terenul lui se poate construi un P+4 sau un P+5. Proprietarul încearcă să-și vândă terenul, făcând reclamă
făcând reclamă coeficienților urbanistici pe care îi poate el realiza pe acel teren. Dacă pe terenul respectiv se poate construi un bloc de 5 nivele, cu 6 nivele, proprietarul va cere, să zicem, 300 de euro pe metru pătrat. Și vine investitorul, vine dezvoltatorul, care foarte rar este și proprietarul terenului. Deci, inițial, dezvoltatorul caută oportunități de a investi. Da. Dacă el găsește, deci nu există dezvoltator care să spună, domnule, eu vreau să fac profit numai din blocuri. Dacă ar exista profit și la case, un profit bun și la case, dezvoltatorul intră pe case, cum am făcut eu. Dezvoltatorul caută terenul, l-a găsit la un proprietar, care deja proprietarul îi pune un certificat de urbanism în față și spune, uite ce poți tu să faci și ce profit poți să faci pe terenul meu și ce lucru construiești. Și atunci dezvoltatorul cumpără terenul și încearcă să facă ceva pe terenul respectiv. Deci, nu, până la urmă, nu dezvoltatorul este cel care... El se adaptează condițiilor de piață și condițiilor din pugul Iașului sau din pugul localității respective. Dacă în pugul localității respective este trecut P+2, dezvoltatorul își face calcule când cumpără terenul să construiască un P+2. Deci, pugul, până la urmă, toate condițiile se regăsesc în pug. Unora le convine și altora nu le convine. Celor care se mută în bloc le convine. Celui care stă lângă bloc probabil că nu-i convine. Puteți oferi o garanție unei persoane care achiziționează o casă construită de dumneavoastră, că nu va apărea un bloc în apropierea acelei case? Noi încercăm... Cred că există astfel de discuții cu potențiale cumpărători. Nu pot să ofer o garanție pentru că nu știu sau nu am control asupra parcelei care se învecinează cu cartierul unde construiesc eu. Dar, ca să contracarez exact ceea ce ați spus dumneavoastră, încerc să achiziționez suprafețe cât mai mari sau încerc să găsesc suprafețe deja închise, terenuri deja închise, unde în jurul lor mai sunt numai case și atunci problema se rezolvă de la sine. Dar să mă duc undeva în mijlocul unui hectar și eu să construiesc pe 1000 de metri pătrați o casă, nu pot să-i garantez clientului că în jurul acelei case, pe restul terenului, nu se va construi un bloc. Pentru că nu știi cine vine și ce idee are. Și nu știi proprietarul, până la urmă, moștenitorul, cine a dobândit terenul, ce are în cap cu terenul respectiv. Ați adus în discuție și profitul. Ce este mai profitabil, să construiești un bloc de locuințe ori un cartier de case? Randamentul este mai bun la blocuri. Nu cu mult, dar randamentul este mai bun. Dar capitalul mobilizat și viteza de rotire a capitalului este mai mică la bloc, pe când la casă este mai mare. Deci puse în balanță, într-adevăr, la blocuri se câștigă mai bine, dar nu mult mai bine, adică să nu... Dar tendința în ce privește cumpărătorul, către ce se îndreaptă mai mult? Apartament, casă? Mă gândesc că și această pandemie a schimbat puțin perspectiva. Această pandemie, poate, o să vedem dacă a schimbat perspectiva, este puțin în câteva luni de zile să vedem dacă... se menține acest trend. Perspectiva, într-adevăr, este un ușor interes crescut pentru case. Dar dacă se termină pandemia, nu știm dacă trendul se va păstra. Pe de altă parte, în piața imobiliară sunt cel puțin două tipuri de cumpărători. Sunt cumpărători care își cumpără o locuință pentru a locui și sunt cumpărători care cumpără să investească și să-și tezaurizeze averea. Cumpărătorii de locuințe pentru ei înșiși, care doresc să locuiască unde cumpără, e posibil să se mute pe case, dar asta este din cum este construit fiecare om. Dacă ție îți place ca în fiecare dimineață să-ți bei cafeaua la Piața Unirii, este puțin probabil ca să-ți cumperi o casă la Valea Ursului, dacă viața ta este în centru și să simți pulsul orașului. Dacă preferi o zonă mai liniștită, unde să ai și un loc de parcare garantat, să ai și o mică grădină unde să faci un grătar, atunci te orientezi pe casă. Depinde de structura fiecărui cumpărător. Cunosc persoane care niciodată nu s-ar muta la casă pentru că viața lor e în apartament, în oraș. Ce primează în decizia cumpărătorului? Banii, locația,
calitatea construcției. Ce ați observat? Am observat că primează din ce în ce mai mult calitatea, cumpărătorii, a crescut puterea de cumpărare a clienților și dau bani mai mulți, dar asta vine la pachet cu exigențe. Sunt mult mai exigenți, cel puțin la noi, la case vin, ne urmăresc pe șantier, de mulți își angajează un consultant, chiar și la sfatul meu i-am spus, domnule, angajează-ți un consultant, vrei să cumperi o casă de la mine? Ok. Corect. Dar ia-ți un consultant să-ți spună dacă e bine făcută, că poate eu încerc să am un interes, să ascund anumite lucruri. Vino să ia-ți un consultant, ia să vadă proiectul, îi pun proiectul în mână, vino să vezi cum torn fundațiile, vino să vezi... Și ăsta este primul sfat pe care îl dau unui tânăr sau unui client care vine să cumpere la noi. Du-te și îți angajează un consultant. Avem facultatea de construcție, este în Iași, sunt foarte mulți ingineri, diriginți de șantier și ingineri bine pregătiți și cred că fiecare persoană care își achiziționează o casă ar trebui să apeleze la un consultant care în câteva ore poate să-i spună, domnule, casa e bine făcută, dincolo de criteriu estetic sau dincolo de criteriu estetic sau al finisajelor, rezistența este totuși rămâne cel mai important lucru. Terenul, natura terenului, dacă e bună sau nu. Și atunci, și sunt oameni care nu se pricep. Inclusiv colegi de-ai mei medici m-au întrebat și le-am spus, domnule, am vândut și medicilor, am avut și colegi medici care au achiziționat la noi în cartier și am spus, domnule, pentru câteva sute de lei, o oră, două, angajează un consultant să vină să se uite pe proiect. Asta este modul în care noi, foarte deschis, foarte transparent, așa colaborăm noi cu clienții. Legat de specialiști, aud tot mai des că la nivel național dezvoltările vor fi condiționate de disponibilitatea forței de muncă. Ce observați? E greu să găsiți specialiști? E vreo diferență acum față de anii trecuți, față de acum 15 ani când ați început să construiți? Acum 15 ani, când m-am apucat să construiesc, era forță de muncă din abundență în piață, mai prost stăteai cu clienții, nu erau așa mulți clienți, pentru că puterea de cumpărare a crescut exponențial în România. Dar ce să vă spun, eu sunt un adept al legilor pieței, unde este cerere, sigur apare și o ofertă, în momentan este o cerere de forță de muncă în construcții, și cât de curând va apărea și oferta. Am citit un articol în ziar acum câteva zile în care se spunea că sunt în jur de 7.000 de muncitori turci, vietnamezi și din Egipt, parcă, care au spus că și-au manifestat disponibilitatea de a veni să muncească în România. Iată că unde este cerere, apare imediat și oferta. Bineînțeles, asta va veni la pachet cu o creștere de prețuri, niște costuri mai mari. Dezvoltatorul va trebui să bage mâna în buzunar mai mult ca să-și continue proiectele. Dar cred că se va rezolva. Problema se va rezolva. Spuneați că toate casele sunt vândute în acest moment. Mai există cubic 4 pe hârtie. Da. Și referitor la acest aspect, îmi amintesc o discuție purtată cu directorul Inspectoratului de Stat în Construcții, domnul Lupășteanu. Ne povestea că au existat cazuri în care oamenii care au achiziționat un apartament sau o casă, apartament era vorba, în stadiu de proiect, au avut dezamăgiri în momentul în care a fost și finalizat proiectul. Ce sfaturi aveți în acest sens? Da, eu îl cunosc bine pe domnul Radu Pășteanu, m-am întâlnit de câteva ori de-a lungul, am beneficiat de controlele dumnealui la noi, este un tip deosebit, foarte exigent și ceea ce spune probabil că are dreptate. Pe de altă parte, noi livrăm pe piața Iașului, noi dezvoltatori, în jur de 2.500-4.000 de apartamente, între 2.500 și 4.000 de apartamente pe an. Este interesant de făcut o statistică cât la sută din apartamentele livrate clienților generează nemulțumire. Noi, la nivelul firmei noastre și la proiectele noastre, am avut o abordare puțin altfel. Toate apartamentele sau toate casele fiind vândute dinainte, avem un departament care ține foarte, foarte aproape legătura cu clientul. Clientul este implicat, chiar dacă nu
este implicat și informat în permanență, chiar dacă nu pune el mâna să construiască, despre mersul șantierului, situația șantierului. Colaborăm cu el cu finisajele, are ocazia să-și aleagă finisajele, să-și personalizeze casa, astfel că atunci când ajungem la final, toate asperitățile sunt netezite și avem sub 1% clienți nemulțumiți. Dar un dezvoltator serios, nu, apropo de ce îmi spuneați dumneavoastră, nu cred că își permite să modifice planurile. Că vine domnul Lupășteanu și dă peste el. Așa. Contează notorietatea unui dezvoltator imobiliar? Pentru cumpărător? Contează pentru dezvoltator. Un dezvoltator imobiliar cu notorietate vinde mai ușor dacă face calitate și pentru cumpărător contează pentru că îl poate verifica, îi poate vedea antecedentele, poate vedea ce a făcut în trecut. Față de un dezvoltator care intră nou pe piață, este mai greu de citit, apare dubiu, oare o să facă, oare o să facă ce promite, dar și un dezvoltator fără notorietate, cu seriozitate, își poate construi notorietatea. Problema e că dacă reputația ți-o poți pierde, ți-o construiești în 10 ani, 15 ani ca mine și ți-o poți pierde din cauza că ai făcut un culoar mai îngust decât, cum era, spune domnul Lupășteanu, decât era prevăzut. Cât o fi câștigat dezvoltatorul ăla din îngustarea culoarului, nu știu, dar notorietatea și reputația sigur i-a fost afectată. De unde se poate informa un client despre dezvoltatorii imobiliari? Sunt niște autorități competente pentru a furniza aceste informații? Nu există. Din potrivă, autoritățile sunt foarte reticente în a da informații bune sau rele despre un dezvoltator. Până la urmă, chiar evită să dea informații, dar... Nu despre persoana dezvoltatorului, măcar despre proiectul acestuia, amplasament, construcție... Păi asta este tot sarcina dezvoltatorului onest, să vină și să-și prezinte și să fie corect și să-i spună, uite, domnule, aici vrei casa asta, aici vine casa, aici așa va arăta. Deci autoritățile nu cred că au timp și... nu competență, dar nu cred că intră în fișa postului lor, domnule, să dăm certificate de bună purtare dezvoltatorilor sau proiectelor. Proiectul deja a fost avizat în primărie, ceea ce înseamnă că este bun de construit, așa. Inspectoratul de stat în construcții vine în control, dacă permite construirea în continuare, înseamnă că nu are nimic de obiectat, dar nu mi-aș face o grijă în epoca asta a rețelelor de socializare. Un cumpărător, dacă nu mai se pune o întrebare pe Facebook și primește 240 de răspunsuri în primele minute, deci cumpărătorul are o grămadă de instrumente, multe instrumente să se informeze despre dezvoltator și el trage concluzia. Cât de nevoie este procesul acesta, de la dorința de a construi, a avea proiectul, până la a și reuși să-l finalizezi? Și mă refer la autorizațiile pe care trebuie să le obții. Este un demers care se întinde pe parcursul a câtorva ani, din momentul în care apare ideea unei case sau unui apartament, până se treci prin furcile caudine ale primăriei, ale urbanismului, se întoarce, nu e bun, hai să regândim, arhitecții mereu caută alte soluții. Și până în capul dezvoltatorului se cristalizează și dezvoltatorul are în cap ceva care trebuie să se cristalizeze până apare și până la urmă asta e și secretul succesului, că dacă s-ar putea să construiești să te gândești la o casă azi și să o construiești mâine, sigur n-are și ceva bun. N-ai avea timp să o filtrezi, să o gândești, să o reconstruiești în minte, Oricum, este un proces de creație chiar și din partea unui antreprenor la care cei din afară nu se așteaptă. Deci se produc câteva modele pe hârtie, colectivul de arhitecți, dacă e un dezvoltator serios, sigur are un colectiv de arhitecți în spate, se culcă noaptea cu o casă în gând, se trezește dimineața, îi sună pe arhitecți, m-am gândit să pui asta, să faci asta. Deci este un proces... fără falsă modestie, este un proces de creație. Deci dezvoltatorul la început trece printr-un proces de creație și după aia, după ce obține toate autorizațiile și obține și are și fondurile la dispoziție, cu un Doamne ajută,
pornește la drum, spune, dă Doamne să meargă. Care este implicația dezvoltatorului imobiliar, în afară de latura financiară, bineînțeles, și cea a demersului acesta în ce privește documentația? Vă implicați și implicarea noastră, latura artistică? Implicarea noastră este maximă. Am avut proiecte premiate, arhitecții au fost premiați, dar o contribuție importantă am avut și noi la deci, până la urmă, noi dăm ok-ul la cum arată construcția, dacă... Cu ideea inițială, presupun că tot dumneavoastră cu ideea inițială veniți. Noi suntem, arhitectul ne propune niște soluții, noi venim cu o altă viziune, arhitectul spune nu se poate că încalc legea construcției, dar arată bine și așa. Deci, cel puțin arhitecții cu care lucrez eu sunt niște persoane foarte oneste, care nu încalcă absolut deloc legile și ordinul arhitecților și dimensiuni și astea, dar încearcă să, cu aceste constrângeri pe care le au ei, încearcă să ne mulțumească pe noi ca și clienți și dezvoltatori, încearcă să obțină ceea ce vrem noi. Le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot adresa întrebări pe pagina de Facebook. Dacă aveți curiozități, vă rog să le scrieți. Până la urmă, această emisiune este pentru dumneavoastră, pentru a vă veni în sprijin. Și tocmai de aceea, pentru a le veni în ajutor cât mai mult și a anticipa unele întrebări, ce obligații nu ar trebui să lipsească din contractul de vânzare-cumpărare? Păi prima obligație ar trebui care nu lipsește de niciun moment, este prețul ferm. În primul rând, prețul trebuie să fie ferm. Dezvoltatorul se angajează la o dată fermă de predare, după care curg penalități. Clientul se angajează să plătească prețul. Termene de finalizare, garanții și totul trebuie să fie cât mai clar, pentru ca după aia să nu apară nemulțumiri din partea clientului, să nu fie nemulțumit. Prefer uneori să ratez o tranzacție, dar să fiu foarte explicit. Aia se predă atunci, de atâția bani dai pe finisaje, astea sunt finisajele pe care le primești. Deci, dacă pui problema corect într-un antecontract de la început și dacă ca dezvoltator ești onest, clientul nu va avea surprize neplăcute la final. Deci n-ar trebui să lipsească prețul, termenul de predare, identificarea clară. La apartamente e mai simplu, la casă e mai complicat. Identificarea clară a parcelei. Când vindem de pe plan, omul să știe foarte clar, dom'le, aici va veni casa mea. Aici cu exactitate. Da. Nu că va veni în rândul 2 sau puțin mai la deal, puțin mai la vale. Deci astea, ca și clientul să aibă garanția. Autorizația de construire trebuie atașată la antecontract. Care ar fi un termen de livrare din momentul achiziționării de pe hârtie, să spun așa? Cam un an jumătate. În funcție de condițiile, de climă. Nu, adică când dai lucrurile peste cap, îi ofere clientului o garanție, totul trebuie să te întorci să repari, a apărut puțină umezeală, deci tot dezvoltatorul plătește prețul reparațiilor. Ești chemat, domnule, a apărut umezeală. Păi a apărut umezeală că am văruit în decembrie. Păi repară. Care este momentul oportun pentru a începe construcția unei case? Momentul oportun pentru a începe construcția unei case este oricând. Problema este că ca să construiești structura de rezistență, oricând. Există tehnologie, betonul poți să-l torni și la temperaturi negative, acum poți să zidești. Problema este cu finisajele care ar trebui să aibă loc în perioada aprilie-octombrie, care sunt mai sensibile la umezeală, la frig, la... Avem și o întrebare pe pagina de Facebook. O persoană întreabă dacă au și curte aceste case construite. Aceste case au și curte. Curtea este mică. Practic, segmentul nostru de clienți pe care l-am targetat foarte bine, până la urmă se vede din succesul vânzărilor, a fost a tinerilor activi pe care să-i mutăm de la apartamente, să-i mutăm la case. În condițiile astea, o persoană, medic, avocat, IT-ist, nu are timp să grădinărească, să ude pomii, să-i curețe de omiz, să tundă iarba. El vrea o bucățică de curte
cu iarbă, în care să iasă, să stea liniștit la soare, să facă un grătar, să-și cheme prietenii în vizite. Asta e un aspect. Un al doilea aspect este că terenul este extrem de scump. Eu construiesc și cumpăr terenuri și construiesc pe terenuri care sunt propuse spre vânzare pentru a construi blocuri, exact ce spuneți dumneavoastră. Uh-huh. Deci de câte ori mă duc să cumpăr un teren, vânzătorul îmi spune, uite ce bloc frumos poți construi aici. Ăsta este prețul pe teren, că uite cât câștigi la un bloc. Deci eu cumpăr terenuri ca să construiesc case, dar la prețul terenului este la preț de bloc. Și atunci și de aici apare constrângerea la suprafața de teren. Deci casele noastre are un teren puțin, dar plus valoarea lor se regăsește în calitatea construcției, în design, în funcționalul deosebit pe care îl oferim. V-am întrebat acest lucru pentru că mă gândesc că în momentul în care cineva face trecerea de la apartament la casă, tocmai asta își dorește. Un spațiu cât mai mare pentru a petrece timpul în aer liber. Este adevărat, un spațiu cât mai mare este greu de găsit în ziua de azi pentru că terenurile sunt foarte scumpe și nu aș avea o problemă să construiesc o casă cu 3.000 de metri pătrați de curte sau cu 1.000 de metri pătrați de curte, dar nu cred că găsesc clientul pentru această casă. Prețul la metru pătrat la terenurile în suburbiile Iașului ajunge la 70, 80 de euro, 60 de euro și atunci 1.000 de metri pătrați costă 60.000 de euro. E complicat să mai faci o casă bună pe terenul ăsta și să mai găsești și clienți care dispuși să cumpere și să mai faci profit. Deci noi trebuie să creăm un produs care să se vândă și de care clientul trebuie să fie mulțumit. Mai este o problemă, e vorba de casa ideală. Casa ideală. Casa ideală nu există. Casa ideală este o idee pe care și-o face fiecare în mintea lui, își construiește casa ideală. Mi-amintesc că eu când mi-am făcut casă, mi-am spus că mi-am stabilit-o niște criterii, că îmi doresc o casă în copou care să aibă 3.000 de metri pătrați, să am piscină, să am curte, să am așa, și asta a fost casa ideală a mea. Evident că nu s-a putut și atunci casa mea reală nu se află în copou, este o casă pe o suprafață generoasă de teren, o casă mare, frumoasă, cu curte, cu pomi, cu iarbă verde, cu dar nu-i casa ideală. Casa ideală nu există. Casa ideală și-o construiește fiecare om în cap. Eu chiar sfătuiesc să facă toată lumea cum am făcut eu. Îți stabilești pe vertical, îți pui niște criterii. Ce îți dorești, cum arată casa ta ideală, câți metri pătrați să aibă, cât teren să aibă, cât de departe să fie de școli, de criterii. Și după aia îți stabilești zonele. Spunem păcurari, copou, tătăraș, oriunde. Și după aia faci un clasament, pui note și la sfârșit faci un total și aia care este pe primul loc, aia este casa ta ideală. Cu casa ta ideală în cap, în urma acestui clasament, te duci în piață să vezi case reale, care 100% nu se va suprapune peste casa ideală și atunci trebuie să faci compromisul și să spui, da, domnule, casa îmi place foarte mult, nu e casa mea ideală și tu trebuie să alegi din piață, din casele reale, care se apropie cel mai mult de casa ta ideală. Vei găsi casa ideală la un dezvoltator imobiliar, ori casa ideală poți doar să-ți o construiești? Dar nu m-ați înțeles. Casa ideală nici nu măcar tu nu poți să o construiești, pentru că și tu când ești constructor și te dedici ani de zile unei case, tot timpul vor fi compromisuri pe care trebuie să le faci. Compromisuri bugetare, compromisuri de materiale. Deci casa ideală nu o vei găsi niciodată, va rămâne un deziderat undeva în mintea ta, dar poți să găsești case foarte bune care se apropie de casa ideală. Deci asta este viziunea mea, nici eu nu stau în casa ideală pe care mi-am construit-o în cap. Stau într-o casă reală pe care am încercat să o apropiați cât mai mult. Să o apropii cât mai mult, da. Și mă gândesc că și prețul poate influența puțin părerea despre casa ideală. Toate facilitățile costă și se adaugă la prețul de pornire. Noi nu construim, aici e o discuție lungă, noi nu construim case pentru preț. Ca să construiești o casă în preț, nu există dezvoltator care să iasă în pierdere. Ca să construiești o casă într-un preț cel mai mic,
De exemplu, spunem o casă, domnule, vrem o casă la 50.000 de euro. Ca să construiești o casă la 50.000 de euro, să o vinzi la 50.000 de euro, tu de fapt trebuie să o faci cu 40.000 de euro ca să-ți rămână și ție un profit de 20%, mai plătești 16%, 5% TVA, rămâne și ție în jur de 10%, 15%. Ori eu nu știu să fac sau nu vreau să fac case la 40.000 de euro, deci prețul nu mai este, sau cel puțin la mine, nu mai este ceva care să, care să fie pe primul loc prețul. Primul lucru, eu am o casă ideală la rândul meu în cap, o construiesc, mă duc cu ea la arhitect, le spun, uite ce aș vrea, și ultimul lucru, apare prețul de cost. Deci eu nu spun, domnule, eu vreau să construiesc o casă la 50.000 de euro, pe care să o vând la 60.000 de euro. Spun, domnule, eu vreau să construiesc o casă frumoasă, hai să vedem casele astea, așa vreau să arate, stăm și lucrăm câteva luni la un model, după aia văd cât mă costă și după aia ne pun adaosul și asta e casa, ăsta e prețul. Sper să se vândă, nu se vinde, înseamnă că am greșit complet estimările față de piață. Dar este greșit pentru un, și cred că și pentru un dezvoltator și pentru un cumpărător să spună, domnule, prețul, vreau să, adică nu, domnule, vreau să fac case ieftine. Eu vreau să fac case ieftine sau un cumpărător, domnule, vreau să-mi cumpăr o casă ieftină. Niciodată n-ai să cumperi o casă la 700 de euro metru pătrat și să fie la fel cu o casă de 1000 de euro metru pătrat. Pentru că o casă mai scumpă înglobează în ea tehnologie, cel puțin ale noastre, încercăm să idei inovatoare de arhitectură, tehnologie, mai multă facem case, astea sunt, pe care le prezentați, sunt case inteligente, am introdus un modul inteligent cu care poți să-ți controlezi temperatura, luminile prin casă, mai multe facilități. Și nu cred că prețul ar trebui să primeze în achiziția unei case. Dar acei investitori care vând case cu 50.000, 60.000 de euro, nu vin să strice piața? Ori există o delimitare clară între categoriile de cumpărători? Eu am să spun până la sfârșitul emisiunii că eu sunt un adept al economiei de piață. Piața nu poate fi stricată. Piața e pe cerere și ofertă. Atâta vreme cât există ofertă de case ieftine și cu puțină tehnologie, cu puțină inovație, cu puțin design, atâta vreme cât există cerere pentru case, cineva va veni și le va construi. Nu e vina dezvoltatorului că sunt oameni care cumpără asemenea case. Dacă n-ar exista cerere, dezvoltatorul ar construi o casă, două, trei, la pe a patra n-ar mai construi o, că nu s-ar vinde. Dar dacă se vând, înseamnă că există o cerere pentru case ieftine. Noi am atacat alt segment, am atacat segmentul oamenilor informați, care au anumite venituri și care vin și apreciază ce facem. De multe ori avem oameni care vin, stăm cu ei, facem o vizionare, două, le place foarte mult și la final îmi spune, domnule, de fapt, eu n-am banii ăștia. Am crezut că se poate mai ieftin, m-ați convins că nu se poate să vă vindeți mai ieftin, dar felicitări, dacă am avea bani de casă, pe asta am luat. Eu atunci plec mulțumit. Îmi spun, domnule, vă mulțumesc foarte mult. Deja jumătate din satisfacție mi-am luat-o, nu mai trebuie să o văd, mi-am luat-o deja din feedback-ul dumneavoastră. Revenim la informațiile pe care ar trebui să le știe orice cumpărător. Care este cel mai oportun moment din an? Sau există acest moment în care ar trebui să începem căutarea unei case? Dumneavoastră vorbiți aici, cred că vorbiți despre clientul care vrea să locuiască, despre clientul care vrea să locuiască în casa pe care și-o cumpără. Dacă vorbim de investitor care vrea să-și cumpere o casă pe care să o valorifice sau să-și tezaurizeze averea, momentul e când piața e în scădere, ușor în scădere, în ianuarie, în februarie, când lucrurile nu se mișcă, un investitor atunci ar trebui să se ducă la dezvoltator și să spună, domnule, vreau două case, vreau două apartamente, ce preț îmi faci pentru ele, că știu că piața e mai jos. Pentru cineva care vrea să locuiască, nu este, există un moment al, nu se dă startul odată pe an și se închide competiția în câteva luni, spune, domnule, cam asta e perioada în care trebuie să-ți cauți casă. Și la clienți, ca și la dezvoltatori, e un întreg proces. Stau, studiază, văd pe net ofertele. Deci, cât ar trebui să dureze în medie acest proces de căutare? Care a fost cea mai rapidă tranzacție pe care ați realizat-o?
cea mai rapidă tranzacție pe care am realizat-o a durat jumătate de oră, dar eu nu știu de când căuta oamenii o casă. Așa, pentru mine, i-a venit, i-a plăcut, a zis gata, el nu pleacă, m-am dus direct la notariat să-mi plătească un avans. Jumătate de oră, dar eu nu știu în spatele acestei rapidități și acestei decizii, ce sărci a existat și a existat că omul n-a făcut-o, nu era un tip impulsiv, așa, a spus, da, domnule, m-ai convins, hai să o luăm. Deci, aici n-aș grăbi lucrurile și n-aș stabili niște deadline-uri și spune, fiecare trebuie să-și găsească timingul lui, să-și găsească casa, să viziteze cât mai multe. Recomand oricărui cumpărător să vină, să întrebe, să se ducă pe șantier, să vadă dacă dezvoltatorul e pe șantier, dacă nu e pe șantier, dacă stă, dacă se implică, să vadă cine e constructorul, că de multe ori dezvoltatorul e unul, constructorul e altul și așa mai departe. Deci este un proces care se finalizează cu cumpărarea unei case, dar care durează, poate dura de la câteva luni până la un an jumătate. Unii încep să-și caute case când încă n-au bani. Spune, noi vom avea bani la anul, încă n-avem bani. Deci diferă foarte mult de la un client la altul. Uh-huh. Cele mai căutate compartimentări în piață care sunt? Ce-și doresc oamenii? Cum își doresc să arate casa? La parter să fie un living și o bucătărie? Dormitoare la etaj? Poate un dormitor la parter? Cum văd ei? În general, clienții vor cel puțin două, dacă nu trei dormitoare, o bucătărie generoasă și, în general, românii vor bucătării închise. Bucătăriile deschise e mai mult pe un model occidental, dar românii gătesc mult. Mâncarea românească, din fericire, încă are miros, spre osebire de alte popoare care au renunțat la miros la mâncare, deci ei fac mâncare fără miros. Așa, și bucătăria închisă este una din cerințele, 80% din clienți doresc bucătărie închisă. Living-ul, terasa să fie bine proporționată și living-ul să fie bine proporționat și, bineînțeles, dormitoarele să fie spațioase și bine gândite. Nu există o cerere clară, domnule, vrem două compartimentări, tu faci casa atractivă din compartimentări și din funcțional. Funcționalul trebuie să fie foarte bine gândit al unei case. Nu contează, poți să vinzi o casă și cu două dormitoare, dar trebuie să aibă un funcțional inteligent, un funcțional lucrat, în care arhitecții și dezvoltatorul s-au gândit. Ce înseamnă inteligent? Inteligent înseamnă să fie toate spațiile să fie bine utilizate, să nu fie spații închise, înguste, pe care le pierzi. Casele, până la urmă, ne construim niște case mici, de 120 de metri pătrați. Atâta ne permite legea ca să ne încadrăm în TVA-ul de 5%. În acești 120 de metri pătrați, tu trebuie să pui cât mai, să faci configurația, astfel încât clientul să se bucure de toți cei 120 de metri pătrați, să nu faci living-ul prea mare, dar fără depozitare. Foarte mulți prezintă ca un mare avantaj living-ul foarte mare sau așa, dar spațiile trebuie inteligent repartizate. Dacă sunt interesați oamenii de calitatea construcției, de siguranța la un cutremur, sunt interesați și de domeniul securității la incendiu? Mai puțin, pentru că casele nu sunt reglementate de securitate nu sunt atât de reglementate. Dar este un punct foarte, foarte bine atins de dumneavoastră. Noi, tocmai pentru a evita acest lucru, noi nu mai construim case cu lemn. La noi totul este din beton, placă de beton la ultimul etaj, noi nu mai avem acoperiș, avem acoperișul acela clasic, care implicit implică un risc. Deci casele noastre, dintre toate, sunt cele mai puțin expuse riscului de incendiu, pentru că nu există material inflamabil, încercăm să evităm materialele inflamabile. Deci avem un câștig pe mai multe planuri. În primul rând, casele terasate sunt mai spectaculoase, sunt mai sigure din punct de vedere al, cred că sunt mai sigure din punct de vedere al siguranței la cutremur, pentru că mai au o placă la etaj care încheagă mai bine casa, o leagă mai bine. Deci ultimul zid nu,
Nu e numai, sunt numai niște lemne, este pur și simplu o placă de beton care încheagă foarte bine casa și, așa cum spuneți, am renunțat la lemn și datorită, pe considerentul că pot apărea probleme la incendiu. La un anumit, în acest astfel de condomeniu de câteva case înșiruite, poate la un moment dat să apară de la un vecin un scurt, ar putea apare un incendiu și noi am eliminat și problema asta. Ați ajuns în punctul în care voiam să ajung și eu. Casă individuală sau o casă înșiruită? Ce preferă oamenii și care ar fi avantajele unei case? Ce formează un lanț? Casele înșiruite sunt pentru cei care se simt bine în comunitate, relaționează foarte bine în cartierul nostru. Avem case înșiruite, grupuri de 5, 6, 10 case. Se formează mici comunități, se leagă prietenii, tinerii sunt, se adresează tinerilor în primul rând, tinerilor active. O casă înșiruită este trecerea ideală de la un apartament la casă. Este și mai ieftină o astfel de casă decât una individuală? Depinde cine o construiește. Dacă o construiesc eu o casă înșiruită și tot eu construiesc o casă individuală, casa individuală construită de mine va fi evident mai scumpă decât casa înșiruită. Dacă o construiește altcineva casa individuală, s-ar putea să avem surpriza că casa altui dezvoltator este mult mai ieftină decât casa mea înșiruită. Nu știu cum face, nu mai... nici nu așa, dar este mai ieftin. Clar este mai ieftin, este mai mult teren, mai altfel de finisaje la exterior. E mai scumpă. Dar nu neapărat prețul cred că face atractivă casa înșiruită. Noi am vândut case înșiruite la mai scumpe decât alții vindeau case individuale. Nu cred că prețul, cred că conceptul de condomeniu, de compound, de siguranță, când stai în comunitate, ies copiii, se joacă pe stradă, este un loc de joacă, se întâlnesc toți acolo, fac un grătar împreună. Deci cred că asta atrage mai mult decât prețul unei case înșiruite care e mai mic decât... Este o colectivitate. Până la urmă, în Cubic s-a construit o colectivitate, toți sunt prieteni, între ei ies împreună, fac activități împreună, ceea ce la o casă individuală sunt garduri din 10 în 10 metri, apare o separație, e mai greu să socializezi. Aici, dacă veniți seara în Cubic, faceți o plimbare seara prin Cubic, o să vedeți grupuri de băieți, bărbați, grupuri de mame care își plimbă împreună copii. Cum se resimte pandemia în piața imobiliară? Cum a fost acest an? Au apărut mutații, au apărut modificări, oamenii nu mai vin la vizionări, preferă să primească online filmulețul despre casă, vor planurile online. A apărut un ușor interes crescut pe segmentul de case față de segmentul de apartamente, dar asta nu cred că va fi un trend care se va păstra sau lumea va reveni la obiceiurile inițiale dinainte de pandemie. Vedem după vaccin. Iese vaccinul și mai stăm câteva luni și vedem ce se întâmplă. Dar cum simțiți cererea în acest moment? Pentru că se spune că urmează o perioadă foarte grea, nu vor mai fi oamenii neapărat interesați de achiziționarea unei locuințe. Vor încerca să-și conserve cât mai mult economiile. Bun, aici este o altă discuție pe care mi-aș permite să o extind. Vă rog. În 15 ani de zile, averea românilor a crescut de 10 ori. În 2005, averea media unui român era de 4.000 de dolari. Eram de 3 ori mai săraci ca ungurii, vecinii noștri unguri și ca polonezii și ca cehii. Ei, acum, în numai 15 ani de zile, averea media unui român este ajuns la 43.000 de dolari. Am depășit cu puțin ungurii, i-am depășit pe bulgari și ne apropiem de cehi și de polonezi. Ok, deci oamenii câștigă, este un fapt că oamenii câștigă din ce în ce mai bine, salariile cresc, business-urile merg, oamenii câștigă mai bine și trebuie să-și tezaurizeze economiile. Averea gospodăriei trebuie conservată.
Tehnic nu sunt multe opțiuni ca să-ți tezaurizezi averea. Avem un depozit, la bancă, ținem banii la bancă, investim în acțiuni și în obligațiuni, o altă metodă de tezaurizare, cumpărăm aur sau metale prețioase. Mai este arta și mai sunt bijuteriile, dar asta este o altă parte, categorie, o parte prea mică, deci exact. niciun om, cât ar fi de bogat sau cât ar fi de foarte bine ar sta cu banii, nu-și pune foarte mulți bani în bijuterii și în artă. Și ultima pe listă sunt investițiile imobiliare. Și până la urmă, investițiile imobiliare par a fi cele mai sigure, care îți asigură o conservare a averii în timp, dacă nu chiar și o sporire considerabilă a ei. Deci, acum am ajuns la paritate cu averea ungurilor, a cehilor și a polonezilor, dar ne uităm la portughezi și la spaniol, care averea personală a unui portughez în medie sau unui spaniol este de peste 200.000 de dolari. Deci, cu un guvern care ne conduce bine, vedem putem vedea care este o țintă pentru următorii 15 ani. Când vorbim de o avere de 100.000 de dolari la români, categoric o parte din banii ăștia de investit se vor îndrepta și spre piața imobiliară. La începutul pandemiei, poate unicul sector care funcționa foarte bine în condiții normale era cel al construcțiilor. Ați abordat o strategie pentru a păstra acest lucru? Aveți, nu știu, un plan? V-ați gândit la un plan? Pentru a vă fi bine și pe viitor? Noi depindem de cererea din piață. Atât oricâte planuri îți faci de construit, dacă cererea în piață se menține, lucrurile vor fi bune. Dacă cererea scade, vor trebui să ne regândim strategia și să vedem cum ne echilibrăm în viitoarele condiții. Dar deocamdată e bine, cererea n-a scăzut. De construit se construiește, slavă Domnului, în aer liber, nu în spații închise. Muncitorii de la echipele care lucrează la noi au fost cazuri minime, foarte puține cazuri de COVID. Numai eu am făcut COVID dintre toți de pe șantier. Și da, cred că e bine deocamdată. Am ajuns la finalul emisiunii și vă rog să trasați și o concluzie sau poate să atingeți un subiect pe care nu am reușit astăzi să-l discutăm. Un subiect, am atins subiectul, dar numai tangențial, de condiția dezvoltatorului, care este atât de hulit, să zic, poate nu cel mai bun, atâta adversitate în societate împotriva lui. Cred că ar trebui ca oamenii din primării, factorii de decizie din primării, departamentele de comunicare, să iasă și să spună că noi dezvoltatorii, timp de ani de zile, am produs plus valoare în acest oraș și să inițiem un dialog mai strâns cu autoritățile. Deci eu sunt pentru să nu ajung să -mi fie refuzat o autorizație, să fie un dialog cu serviciul de urbanism, cu cei din primărie, în care să spună, doamne, felicitări, ți-ai luat teren, uite, așa, noi cam asta vedem viziunea să face acolo. Ar trebui și primăria și serviciul de urbanism dintr-o localitate să iasă din starea asta de izolare față de dezvoltator, pentru că acum, la ora actuală, unui primar probabil că este frică să se afișeze cu un dezvoltator. Da, a devenit un fel de bau-bau dezvoltatorul, da. Dar ar trebui să se spună, da, doamne, ăsta e omul, ăsta investește, ăsta produce plus valoare, hai să vedem cum îl putem reglementa ca să producă și plus valoare și să facă și un lucru bun. Da. Nu vom putea mulțumi pe toți, dar ar putea, nu știu, să fie realizată un parteneriat de tip public-privat între autorității locale, dezvoltatori imobiliari, pentru a crea o infrastructură? Se ajunge la un unitate? Se poate. În alte țări și în alte situații, sigur, am văzut, eu personal am văzut în Austria, într-o suburbie de Aviene, un parteneriat între primar și dezvoltatorii de acolo, din comunitatea respectivă, dar aici trebuie depășit acest ieșit din paradigma asta în care dezvoltatorul este văzut ca un șacal imobiliar, iar
factorii de decizie din primărie se feresc să intre în contact, se feresc să... Cum ar fi să-mi asfalteze mie primarul sau eu să mă asfaltez împreună cu primăria o stradă? Toată lumea ar spune, uite, i-a asfaltat ăla. Atâta vreme cât stăm avem viziunea asta marxistă și orice suspiciune asupra oricărui act apare o suspiciune, de ce i-a dat lui ăla, de ce i-a făcut lui ăla, nu există progres. Cred că, sincer și deschis, factorii de decizie ar trebui să se afișeze public cu dezvoltatorii, să nu mai fie ceva discret, în care să nu spunem, hai să ne întâlnim, dar să nu ne vadă, hai să vedem. Tocmai această discreție creează și suspiciuni în rândul cetățenilor. Da. Lucrurile ar fi mult mai transparente și mai tranșante, vorbeam de satul ăsta din Viena, anul trecut, suburbia asta a Vienii, anul trecut, printr-o conjunctură interesantă, am fost prezentat primarului localității respective de o româncă care era căsătorită cu un turc care dezvolta niște case de genul ăsta. Am fost prezentat primarului, în 3 zile m-am întâlnit cu primarul la restaurantul primarului din centrul orașului și mi-a spus, da, domnule, ce vrei să faci, uite atâta te costă, eu ți-aduc utilitățile. Deci o chestie foarte transparentă. Da, da, da. Primarul avea restaurantul lui și am băut o cafea la restaurantul lui și am discutat despre un business pe care vreau să-l fac acolo. Dar noi faci un business corect, astea sunt condițiile urbanistice, poți să construiești un P+2, poți să construiești case. Ce vrei să faci? Ce e P+2 costă 200 de euro, ce e case costă 80 de euro, mi-a dat și mercurialul de preț dacă vreau să cumpăr teren. Și am impresia că terenul vindea chiar primăria. Primăria a tras gaz, a asfaltat, plăteai ceva pentru utilități și primăria încasează impozitele din casele respective. Da, exista un interes pentru dezvoltarea. Deci eu militez pentru o deschidere a autorităților și a dezvoltatorilor, un dialog care cred că ar fi benefic pentru toată lumea. Trebuie să punem punct emisiunii, dar vă așteptăm să continuăm discuția din... Vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag. De aici unde am lăsat-o și să ne povestiți mai multe despre Cubic 4, pe măsură ce avansează proiectul. Sigur. Alături de noi astăzi domnul Radu Băcăoanu, dezvoltator imobiliar. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Imediat urmează o nouă ediție moderată de colega mea, Raluca Costin. Iar noi ne întâlnim la 12:30 la emisiunea săptămânală cu Părintele Calistrat.